suntem pe strada Tighina din Târgoviște, aici unde astăzi se toarnă cel de-al doilea, sau începe turnarea cel de-al doilea stradă de asfalt pe această stradă, care face parte dintr-un proiect mai amplu, proiect care a vizat și străzile Herța, Leo Plângă, Bastionului, Oprescu Adrian, străzi care, cu excepția Leo Plângă, sunt în momentul de față reabilitate. Pe Leo Plângă s-a finalizat extinderea rețelei de canalizare, urmează să se intre imediat după ce se toarnă stratul 2 de asfalt pe această stradă. Aici unde a fost implementat de asemenea un proiect de extindere a rețelelor de canalizare și un proiect de extindere a rețelei de gaze. Este vorba de un program mai amplu pe care administrația locală târgoviștean îl derulează în aceste zile. În cursul săptămânii trecute a fost finalizată strada Ileana Sărăroiu, a fost finalizată strada Miron Costin, am avut conferință de presă pe strada Nifon. Iată că noi continuăm și în această zonă lucrările de reabilitare. Aș mai preciza că se lucrează în continuare microiul numărul 3 la parcarea din spatele blocurilor 11-12, acolo unde vom avea o zonă destul de mare de parcare, undeva la vreo 200 de locuri noi de parcare. Sperăm ca în cermul 30 de zile să finalizăm lucrarea de acolo, inclusiv la nivel de asfaltare.